primul preot sfințit din localitatea Luncaș, din județul Iași și renumit pentru harul său, a trecut în neființă după o viață de pastorație și rugăciune în via Domnului. Un preot deosebit, cu har și multă evlavie, a trecut la Domnul după o viață de apostolat în Biserica lui Hristos. Provenit dintr-o familie de oameni evlavioși, preotul Ioan Purcaru s-a născut la 26 aprilie 1944 în localitatea Luncaș din județul Iași. Încă de la o vârstă fragedă, lui Ioan îi plăcea să meargă la biserică, parcurgând zilnic 2 km până la biserica din Hălăucești și încă 2 km la întoarcere. De mic și-a dorit să devină preot, iar acest lucru a devenit realitate în ciuda multor piedici pe care le-a avut din partea regimului și a miliției din acea vreme. Condolianțe familiei și îl recomandăm în continuare milostivirii lui Dumnezeu pe Părintele Ioan. Îi mulțumim pentru slujirea sa preoțească în dieceza noastră de Iași. Mulțumim tuturor celor care i-au fost alături și l-au îngrijit în timpul bolii. Mulțumim tuturor celor care s-au ocupat de organizarea și desfășurarea celebrării înmormântării Părintelui Ioan, Părintelui Paroh, de aici în mod special, dar și celor din familie. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească pe toți, iar Părintelui Ioan să-i dea odihnă și fericire veșnică. Părintele Ioan Purcaru a avut mereu un cult deosebit față de Sfânta Fecioară și o devoțiune deosebită față de Sfântul Anton de Padova, devoțiune ce a practicat-o și după ce a devenit preot. Părintele Ioan Purcaru, originar din Luncaș, a murit la 28 februarie 2024 și iată că a fost înmormântat la 4 martie 2024. Părintele a fost mult timp paroh în zona Valea Turotușului, de aceea a activat aici și pe final de viață s-a retras în acest loc, având o casă proprie și iată că aici și-a găsit sfârșitul. Părintele s-a născut la 26 aprilie 1944, a intrat în seminar în anul 1962 și a fost hirotonit preot în anul 1968. Mai întâi ca vicar a activat la Horlești, la Focșani și la Vizantea, pentru că apoi să fie numit paroh la Florești, la Schineni și, după cum spuneam, pe Valea Trotușului, mai întâi la Comănești, apoi la Târgu Ocna și apoi s-a retras la Comănești. Părintele a fost un preot ascultător, preasfințitul acolo unde l-a trimis, el și-a asumat această misiune și iată că i-a slujit pe credincioși timp de 55 de ani. Chiar în această vară urma să împlinească 50 ani de preoție. Îi mulțumim pentru viața de slujire, Dumnezeu să-l odihnească, să-l primească în patria sa cerească. Atât credincioșii cât mai ales cei apropiați l-au cunoscut pe părinte ca un preot înțelept, plin de har, mereu dispus să ajute și să îi îndrume pe cei care îi cereau ajutorul.